Un autor necunoscut a lăsat umanității următorul citat. Când aveți îndoieli, studiați Biblia. Sunt pastorul Costi Gugoneață și vă sunt recunoscător că mă primiți în casele dumneavoastră și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube. De asemenea, vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Ori de câte ori alegeți să ne scrieți și doriți să fiți în contact permanent cu noi, inima noastră tresaltă pentru că înțelegem cu adevărat că vreți să ne comunicați lucruri importante. Trebuie să vă spun că citesc cu aceeași seriozitate fiecare mesaj pe care ni-l transmiteți. Așadar, pentru ocazia aceasta, am ales să vă împărtășesc mesajul primit pe Facebook din partea domnului Viorel Medințu, care ne scrie așa. Mulțumim Domnului pentru această emisiune de suflet, care ne oferă învățătură cu roade veșnice. Un mesaj mai provocator pentru o ocazie ca aceasta nu se putea. Avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, avem nevoie să mijlociți pentru noi înaintea lui Dumnezeu, să ne dea inspirație El și cuvântul pe care îl rostim aici, îl deslușim aici din Cartea Sfântă, să fie cu adevărat de folos pentru dumneavoastră. A sosit timpul să le spun bun revenit în platoul Taine din Scripturi celor doi colegi care îmi vor fi parteneri de discuție în această ocazie. Pastorul Gabriel Ișvan pe de-o parte, mă bucur să te salut, Gabi. Mă bucur și eu pentru invitație și vă salut pe amândoi. De asemenea, mă bucur să salut și pe Dan. Doamne ajută, bun găsit! Așa cum știți, urmează o rubrică a întrebărilor venite din partea celor care ne urmăresc, prin urmare, rubrica Întrebarea ta. Doamna Marinela ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300 următoarea întrebare. Ce pași concreți trebuie să fac pentru a deveni unul dintre credincioșii Bisericii Adventiste de ziua 7? Exact întrebarea nouă din vechime adresată lui Filip, ce să fac? Și Filip a răspuns foarte simplu. Adică contextul era, a studiat Biblia, s-a convins de adevărurile pe care Dumnezeu le spunea acolo, trebuie să trăiască cineva adevărurile acestea și apoi primește botezul în Biserica Adventistă. Bineînțeles că tot acest proces este foarte mult ușurat de contactul cu o Biserică Adventistă din apropiere, cu pastorul acesteia și cu membrii bisericii, pentru că pot ajuta la acest proces, deci repet, de familiarizare cu învățăturile Bisericii Adventiste, practicarea lor și, bineînțeles, botezul. O felicit pe doamna Marinela pentru acest gând și sper ca să se materializeze într-o decizie. Ca să fii membru al Bisericii Adventiste de ziua 7, trebuie să te pregătești temeinic. Există o schimbare a stilului de viață, nu oricine poate deveni adventist decât dacă își schimbă stilul de viață, și o însușire a învățăturilor Scripturii, a învățăturii despre Domnul Iisus. Și după aceasta, prin botez sau printr-o afirmație publică în fața unei biserici pe care dumnea ei o va alege, va putea să devină membră a bisericii. Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Acestea au fost așa de introducere pentru ceea ce înseamnă a deveni adventist de ziua 7, dar ele sunt foarte profunde. De aceea, dacă doriți dumneavoastră, doamna Marinela sau oricare dintre cei care ne urmăriți să deveniți membri ai Bisericii Adventiste, nu ezitați să ne scrieți intenția dumneavoastră la 0751400300, pentru că vom face tot posibilul ca să vă punem în contact cu unul dintre colegii pastori din țară sau, de ce nu, chiar noi putem să fim unii dintre aceia cu care dumneavoastră să dialogați pe tema aceasta și să luați cunoștință cu bisericile pe care noi le păstorim. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne le adresați, numărul de WhatsApp vă stă la dispoziție, puteți folosi chiar mesajele publice sau din privat de pe rețelele sociale. De asemenea, dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, spuneți-ne acest lucru, pentru că noi dorim de fiecare dată să ne rugăm Domnului pentru motivele pe care dumneavoastră ne le transmiteți. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, nu uitați să distribuiți emisiunea noastră acelora care vă sunt dragi, pentru că vă garantăm le veți face un mare bine. Scrieți-ne dacă doriți să studiem, să aprofundăm Scriptura și, așa cum vă spuneam astăzi, dacă doriți să cunoașteți mai multe despre Biserica Adventistă de ziua 7. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 0751400300.
300. Ca de fiecare dată vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu putem prelua întrebările dumneavoastră aici, în cadrul emisiunii, ci în ediții viitoare. Subiectul pe care îl vom aborda în această ocazie, în emisiunea Taine din Scripturi, ne va fi introdus, ca de fiecare dată, de colegul Răzvan Lup. Pe paginile Noului Testament, mama lui Iisus este amintită doar de câteva ori. În relatarea despre nașterea Domnului, la săvârșirea primei minuni în familia unor rude, la crucea lui Iisus, într-o ocazie unică după înălțarea lui Iisus și, de asemenea, într-o întâmplare celebră când Iisus a comparat-o pe Maria cu ucenicii săi într-un mod nefavorabil pentru ea. Atunci, Iisus a dat o replică usturătoare despre cine sunt cu adevărat rudele sale. Se pare că, fiind pe cruce, Iisus a ieșit din legătura filială cu Maria, încredințând-o prin două porunci unui discipol. Biblia nu menționează meritele ei deosebite și nu poruncește vreo sărbătoare în cinstea ei. Creștinii încă dezbat dacă Maria a fost înălțată la ceruri fără să vadă moartea sau dacă a înviat după ce a fost îngropată, însă toți acceptă faptul că în primele secole ale creștinismului, harul Mariei, sărbătorirea ei și concepțiile despre zămislirea neprihănită și purul fecioria sa nu erau cunoscute și cinstite ca astăzi. Aduc înaintea dumneavoastră următoarele două pericope biblice. Prima dintre ele, Matei 1:18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Și cea de-a doua pericopă din Luca 1:28. Îngerul Gabriel a intrat la Maria și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut un mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Citind aceste versete, inevitabil apar niște dileme. Cine este de fapt Maria? Cum de a ales-o Dumnezeu tocmai pe ea pentru a-i da naștere Domnului nostru Iisus Hristos? Găsim argumente biblice pentru care ar trebui să ne închinăm mamei lui Emanuel? Are Maria vreun rol pentru iertarea și mântuirea credincioșilor? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan. Stimați colegi, o să pornim discuția noastră de la o pericopă, de la două versete din Luca 1:26 și 27, care spune așa pericopa asta. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară înlogodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Ce informații avem noi despre originile acestei fete pe care Biblia o numește Maria? Nu știu să existe informații detaliate despre familia ei. Nu avem o biografie, nu avem o spiță de neam. Probabil că era din seminția lui Iuda, fiind căsătorită cu Iosif. Atât Matei cât și Luca prezintă genealogia lui Iosif, logodnicul ei. Despre ea nu se cunosc date. Se consideră că era dintr-o familie preoțească sau cu rude preoți și asta spune ceva despre calitățile și trecutul ei. Atunci când vorbim despre Maria și despre faptul că Dumnezeu a ales-o ca prin ea să fie întrupat Mântuitorul Iisus Hristos, ce argumente au stat la alegerea acestei fecioare de către Dumnezeu? Putem să explicăm? Aș face o mică adăugire, completare la ce a spus Daniel. Există teoria aceasta în lumea creștină. Dacă urmărim linia genealogică din Matei și cea din Luca, vedem că imediat după Solomon se despart puțin genealogiile acestea, adică există mici diferențe între Matei și Luca, dar și în Luca ca și în Matei se vorbește totuși de genealogia lui Iosif, chiar dacă există aceste diferențe. Și atunci una dintre încercările de a armoniza cele două pasaje ar fi că genealogia din Luca urmează șirul genealogic al Mariei, deși se vorbește despre Iosif, în sensul că, da, Iosif și Maria, căsătorindu-se, devin una, conceptul biblic, și așa s-ar explica discrepanțele dintre cele două genealogii.
Dar oricum ar fi, profeția spunea că Mesia se va naște din David și dacă este adevărată această interpretare a celor două genealogii, Iosif respectiv Maria, ajungem tot la David, da? Adică profeția este împlinită, nu este absolut modificată. Am spus un dacă, da? Deci nu avem certitudine, nu știm cu siguranță, dar este o încercare de a explica discrepanțele dintre cele două genealogii. Ce a făcut-o, de ce Dumnezeu a ales-o pe Maria, asta știe doar Dumnezeu. Noi știm că a ales-o și ce este foarte impresionant pentru mine este răspunsul Mariei fără niciun fel de, cum să spun, de rezervă, cum vedem de exemplu la Moise, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise să scoată poporul Israel din Egipt. Dar la Maria era o situație asemănătoare. Moise se temea de respingerea poporului și de, pentru viața lui în cele din urmă. Maria este o fată tânără, probabil avea în jur de 16 ani, nu știm exact vârsta, dar era o fată tânără, necăsătorită, doar logodită și îi spunea îngerul că va fi însărcinată în această condiție. Adică putea să primească... Dar reputația ei era puternic pusă la îndoială. Da, și vedem tensiunea din cazul lui Iosif. Matei este bine relatată tensiunea lui Iosif. Era gata să o lase. Păi, acum hai să ne punem în pielea lui, da? Îi spune Maria, știi, m-a venit un înger și am rămas însărcinată de la Iosif, ca orice alt bărbat ar spune, s-a întâmplat nenorocirea, s-a întâmplat, dar lasă-l pe Dumnezeu deoparte, adică hai să fim serioși. Dacă îngerul nu-i vorbea lui Iosif, Iosif o lăsa pe Maria. Și toată istoria ei, numele ei, reputația ei, poate chiar viața ei, da, era mult afectată și poate chiar pusă în pericol. Ei, răspunsul Mariei, Doamne, cum se va întâmpla asta? Îngerul i-a răspuns, facă-mi-se după voia ta. Și ce a urmat după aceea arată că într-adevăr avea un caracter foarte deosebit, era supusă lui Dumnezeu și avea pe inimă să împlinească voia Domnului. Deși Biblia nu precizează explicit aceste trăsături, Biblia, atunci când Maria apare pe paginile ei, nu o prezintă pe Maria ca fiind frumoasă, cum face în dreptul altor fecioare, nici ca fiind neprihănită, nici ca fiind sfântă, nici ca fiind credincioasă sau harnic. Apare acolo și avea niște calități, probabil cele mai bune din Israel, dar nu erau singurele, pentru că dacă ea ar fi spus nu, cu siguranță planul lui Dumnezeu s-ar fi împlinit mai departe cu o altă fecioară. Până la urmă, Dumnezeu a lăsat și la alegerea ei. Nu i-a impus lucrul acesta, să înțeleg? A întrebat-o, sigur. A fost un dialog? Niciodată Dumnezeu nu impune, nu este marca lui. Aici sunt alegeri sau, în fine, sunt situații care afectează decisiv viața cuiva și Dumnezeu te cheamă, nu te obligă. I-a răspuns, Luca 1:38, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. A fost încuviințarea ei. În Matei 1:18 ni se relatează așa, nașterea lui Iisus Hristos a fost, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Întreb, acum răspunsul, vedem care va fi. Cum a fost posibil ca o fecioară să-L nască pe Iisus? Avem argumente în sensul ăsta sau este o întrebare cumva fără răspuns? E evident că această întrebare nu poate să fie, nu poate să aibă un răspuns tehnic foarte exact, în sensul să spunem ce era în Iisus uman, ce era divin. Biblia spune că era Dumnezeu întrupat, adică 100% uman, 100% divin. Cum s-a putut face ca dintr-o fecioară, fecioara să rămână însărcinată și ea să nască? Este una dintre tainele Bibliei care nu este mai mică decât celelalte minuni pe care le citim în Biblie. Cum a creat Dumnezeu lumea? Cum s-a despărțit Marea Roșie? Cum? Adică sunt minunile lui Dumnezeu. Ce poți explica la ele? S-au întâmplat. Asta e tot ce putem ști. Când citesc Biblia și ajung la capitolul minuni, pe mine mă întărește foarte mult faptul că celelalte relatări cu caracter istoric, de exemplu al Bibliei, pe care le putem cerceta, sunt foarte bine documentate istoric-arheologic. Adică ce înseamnă asta? Că autorii Bibliei au scris tot ce au scris ca o observație, nu ca o invenție, nu ca o lucrare literară în care să creeze o tensiune și să creeze o poveste, nu. Ci ei au scris ce au văzut. Acesta este stilul scrierii Bibliei, în special al Evanghelilor, da?
Și dacă citesc despre această mare minune, nu am alt răspuns decât faptul că oamenii au scris ce au văzut sau ce au auzit, pentru că nu a fost decât Maria prezentă în dialogul ei cu îngerul, dar au auzit de la Maria și asta au scris. Iar toate faptele și toate indiciile din vremea lor le spuneau că e real ceea ce s-a întâmplat. Întrebarea ta a fost prima dată întrebarea Mariei și răspunsul este în Biblie. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, adică un om se naște din bărbat și femeie, Iisus s-a născut doar din femeie și Duhul Sfânt a avut un singur părinte omenesc și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, adică avea o natură divină, asemănătoare Tatălui Său divin. Și ultima explicație, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, adică la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Vorbim aici despre o minune a întrupării Domnului Iisus. Și o taină. În și definitiv, o taină. Rămâne o taină pentru că nu știm ce înseamnă. Adică este imposibil de explicat unirea asta fizică dintre Duhul Sfânt și Maria, ci este o chestiune pe care noi ca oameni nu putem explica. Înțeleg bine lucrul ăsta. Da, este o minune. E foarte interesant cum în istoria omenirii, ideea aceasta de apariția unui semizeu din contactul între zeitate și o femeie a apărut și a fost deseori prezentată ca o pretenție pentru diferite personaje istorice reale, cum ar fi, de exemplu, Alexandru Macedon și așa mai departe. Dar ce este interesant că aceste pretenții au apărut de obicei mai târziu, după ce omul a fost faimos, după ce omul a făcut cuceriri imense și după câteva sute de ani de la evenimentele respective. Pe când, în cazul Domnului Iisus Hristos, ai această pretenție pentru un țăran din Galileea, dintr-un sat uitat de lume, care n-a avut niciodată putere, nici politică, nici militară, ci doar puterea aceasta de a convinge oamenii, e foarte ciudat să ai această pretenție. Adică iese din șirul istoric al poveștilor care oricum nu erau susținute prin fapte reale. Oamenii aceia n-au fost semizei, au murit și au rămas morți. Nu. Iisus Hristos depășește cu mult istoria aceasta. El nu este un semizeu, el nu este un produs intermediar între om și Dumnezeu, ci el este Dumnezeu întrupat. Aceasta este filozofia Bibliei. Adică odată esența e diferită. Conexiunea asta dintre Duhul Sfânt și Maria o înalță pe Maria la nivel de a deveni și ea unul dintre Dumnezeu sau un Dumnezeu mai mic? Putem să tragem o astfel de concluzie? Nu, în creștinism nu a fost această idee niciodată. Există Sfânta Treime și atât. Există pe de cealaltă parte o altă viziune și am să citesc un paragraf dintr-un articol scris de Anton Lucaci pe vaticannews.va care spune așa: zămislirea fără nici cea mai mică umbră de păcat a Preasfintei Fecioare Maria anticipează răscumpărarea oamenilor înfăptuită de Hristos. Maria din Nazaret a fost plăcută lui Dumnezeu înainte de evenimentul nașterii lui Iisus și chiar înainte, fiți atenți, chiar înainte de nașterea ei. Întrebările pe care cel puțin le am eu, pornind de la paragraful acesta, sunt următoarele. Prima dintre ele: a fost Maria fără păcat de a ales-o Dumnezeu tocmai pe ea pentru a-i da naștere Domnului Iisus? Aici intrăm pe un șir istoric lung, dar hai să pornim de la ce spune Biblia. Păi, din formularea Bibliei avem așa: îngerul a intrat la ea și a zis, citesc din Luca 1:28, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Aici este în traducerea lui Cornilescu o traducere ușor nefericită. Îngerul nu i-a zis plecăciune ție, adică nu i s-a închinat Mariei, ci pur și simplu a salutat-o cu o formă de salut, și toate formele de salut implică ceva politicos. De ce spun acesta, lucrul acesta? Pentru că putem să citim inclusiv traducerile catolice care au o altă expresie de salut. Dar vedem în versetul 29, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Deci îngerul i-a făcut o urare. Dar ce zice îngerul? Îngerul: plecăciune ție care ți s-a făcut mare har, mare favoare. Cine are nevoie de har și de favoare?
Un păcătos, un păcătos, în principiu. Doar un păcătos. Îngerul nu are nevoie, cei care nu sunt căzuți în păcat, ei n-au nevoie de har, n-au nevoie de mila Domnului. Da? Mai mult decât atât, nu te teme, Marie, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Cine are nevoie de îndurare? Cine are nevoie ca să-i fie acordată mântuirea? Da? Cel care este în situația de a primi mântuirea, de a avea nevoia să primească mântuirea, adică cel păcătos. Acum, întrebarea despre nașterea imaculată este o concepție catolică. Neprihănita care... zămislire sau imaculata, da, concepție? Imaculata concepție, care ce spune? Pentru ca Iisus Hristos să ne poate fi mântuitor, El nu trebuia să aibă natură păcătoasă, că doar cineva fără natură păcătoasă putea să salveze pe păcătoși. Dar cum s-a născut Iisus fără natură păcătoasă? Păi a trebuit să se nască dintr-o persoană care nu are natura păcătoasă, adică din Maria. Și eu aș pune întrebarea mai departe. Și cum s-a născut Maria fără natură păcătoasă? Păi ar fi trebuit să se nască dintr-o persoană care nu are natura păcătoasă, din Ana, mama ei, care este de altfel în calendarul sfinților, dar este așezată între sfinți. Și mergi pe șirul acesta până ajungem la concluzia că de la Adam încoace a fost și o linie de oameni fără natură păcătoasă. Bineînțeles că nu crede nimeni lucrul acesta, da? Și teologia catolică se oprește la Maria. Și dacă vii cu întrebarea și spui, dar de ce Maria s-a născut fără natură păcătoasă? Ana a avut natură păcătoasă? Răspunsul este, Ana a avut natură păcătoasă, a fost om. Maria nu are natură păcătoasă. Și cum de s-a realizat lucrul acesta? Răspunsul este, e o taină. Da, adică, dar uite, încerc adică eu la răspuns. Întrebare, de ce nu s-a aplicat direct la Mântuitorul acest principiu? Să se nască cineva fără natură păcătoasă din cineva cu natură păcătoasă. De ce nu s-a aplicat direct la Hristos? Încerc eu un răspuns. Prin faptul că ea s-a unit prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a adus această neprihănire a lui Hristos. Nu, nu, e altceva. Natura imaculată spune că... Se referă la Maria, categoric, dar... Se referă la starea Mariei înainte de a fi vizitată de Duhul Sfânt. Exact, la faptul că Maria nu avea păcat strămoșesc. Exact. Da, asta e în fond. Da, și pentru că ea nu ar fi avut păcat strămoșesc, l-a putut naște pe Iisus și, de fapt, Iisus a fost născut din natura preasfântă a Fecioarei Maria și din natura preasfântă a Duhului Sfânt. Dar Biblia spune clar și aș continua ce a spus Gabi, că Maria avea un mântuitor, este Luca versetul 47 din primul capitol, ea îl numește pe Dumnezeu mântuitorul meu în cântarea ei, deci practic salvatorul. Da, avea păcat. Și în Iov capitolul 14 este o întrebare, aceeași întrebare de logică, cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om necurat? Nu se poate. Adică dacă te duci pe șirul acesta al păcatului strămoșesc, te duci până la capăt. Deci, nu... Gabi a zis foarte bine. Da, da. Complet. Și venim pe partea istorică. Nu găsim nici măcar, cum să spun, legată de Maria, de concepție imaculată, nu găsim nici măcar o aluzie în Biserica Primară, în Biblie nici atât, textele au fost clare. În Biserica Primară nu apare această aluzie și nici în primele 10-11 secole de creștinism. Prima oară când apare ideea este prin secolul al XII-lea, al XIII-lea, sub Antonio de Padova, care propune această idee, care se popularizează și devine dogma a Bisericii Catolice în 1854 la Conciliul Vatican I. Foarte târziu. Da, deci 1854, deși probabil era crezută, în mod sigur era crezută dogma aceasta înainte, adică începând din secolul al XII-lea, al XIII-lea. Dar e o diferență prea mare între realitatea și adevărul biblic sau informațiile pe care le avem în Biblie până în secolul al XII-lea, al XIII-lea, să ajungem la o astfel de dezvoltare teologică. Vorbim de surse catolice pentru că în catolicism există o preaslăvire a Fecioarei Maria mai mare decât în celelalte biserici. Și își citesc din Enciclopedia Catolică la articolul Neprihănita Zămislire, cum ai zis tu, sau în termenii teologici Imaculata Concepție, este acolo o secțiune dovezi din Biblie. Citesc din Enciclopedia Catolică. Nicio dovadă directă, categorică sau stringentă a acestei învățături despre faptul că Maria nu avea păcat strămoșesc nu poate fi adusă din Sfânta Scriptură. Termenul plecăciune, tradus prin salutare,
servește doar ca ilustrație, nu ca dovadă a dogmei. Citez din Enciclopedia Catolică. O altă secțiune, dovadă din tradiție, din tradiția bisericii. Cu privire la lipsa de păcat a Mariei, primii părinți, adică cei mai vechi, sunt foarte prevăzători. Chiar unii dintre ei au făcut greșeli în această privință. Adică au spus că Maria a fost mândră, vanitoasă și plină de îndoieli. Și este aici lista cu cei care au spus lucrul acesta. Foarte interesante argumentele astea, pentru că cumva schimbă o anumită paradigmă pentru unii dintre credincioși sau îi ancorează pe alții mai adânc în Sfânta Scriptură. Acum, Costi, dacă îmi permit să completez același șir de idei din documente catolice, este argumentul cardinalului Newman, bine cunoscut ca autoritate prin scrierile sale în Biserica Catolică. Și el scrie așa, referitor la subiectul acesta: eu nu demonstrez aceste doctrine, nu vouă, fraților, nu vi le demonstrez, pentru că dovada stă în declarația de credință a bisericii. Biserica este sursa adevărului religios și dacă a zis biserica, dar, Gabi, declarația de credință a bisericii vine foarte târziu. Lumea ar trebui să știe că în anul 1854 Papa Pius a dat această dogmă. În Conciliul Vatican despre păcatul, despre faptul că Maria nu avea păcat. 1854, îți dai seama? Da, eu înțeleg asta, dar uite, vine o altă întrebare. Biserica Adventistă a luat ființă, organizatoric vorbind, în 1863. Cu ce ar fi mai adevărate, nu știu, principiile Bisericii Adventiste decât principiul Bisericii Catolice? Da? Adică și noi avem aproape 2000 de ani distanță de la nașterea Mântuitorului, sau mă rog, de la momentul Noului Testament, în care am venit cu o altă perspectivă. În cadrul unei biserici tradiționale, clasice, nu s-ar putea, nu ar fi putut să vină un astfel de argument? Acum încerc să înțeleg întrebarea ta, dar care ar fi perspectiva adusă de Biserica Adventistă în secolul al XIX-lea pe care nu o regăsești în Scriptură? Nu? Că asta se întâmplă aici, în același secol al XIX-lea, dar se oficializează o dogmă crezută, repet, sau în fine anticipată de unii autori catolici puțin și mai devreme, dar care nu are nici o bază în Sfânta Scriptură. Asta este marea diferență. Biserica Adventistă nu are pretenția că a inventat dogme sau că a adus un adevăr care nu este în Scriptură, ci Biserica Adventistă are pretenția că din Scriptură aduce în primă linie adevărurile care au fost poate uitate, neglijate sau ascunse de-a lungul istoriei creștine. S-au schimbate. Aici, de fapt, de ce vorbim noi aici, am mai discutat, cred că odată, în formatul ăsta, este puterea sau puterea de a devia următorului concept. Dacă sursa de revelație pentru un creștin este atât Scriptura scrisă, cât și tradiția orală a bisericii, ajungi la situații de genul acesta. Iar Biserica Catolică are această onestitate de a spune da, în ce privește Imaculata Concepție a Fecioarei Maria, faptul că nu avea păcat strămoșe sau adormirea și înălțarea ei la ceruri. Nu există surse în Biblie și în tradiție, cel puțin în prima parte a tradiției, în primele secole. Deci nu ai ce să comentezi aici. Când vorbim despre adoptarea cultului Fecioarei Maria, el se regăsește și în alte biserici creștine. Uh-huh. Probabil nu cu aceeași pregnanță ca în catolicism. Cum stau lucrurile în privința, de exemplu, bisericii anglicane sau bisericii ortodoxe? Care este raportarea bisericii? Suntem în zona asta ortodoxă mai mult. Cum stau lucrurile la capitolul acesta? Deși biserica ortodoxă nu are dogma Imaculatei Concepții, în rest, adorarea Mariei este la un nivel foarte înalt. Maria mijlocește pentru noi, oamenii înalță rugăciuni către Fecioara Maria. Sărbători speciale sunt dedicate, foarte, foarte mult apreciate, sunt biserici care îi poartă numele și așa mai departe. În protestantism avem o mică schimbare. Să nu uităm că mai toți pionierii protestanți, Luther, Calvin, Zwingli și așa mai departe, veneau din tradiția catolică, unde Fecioara Maria are un rol foarte important. Și mai este încă ceva,
este singura figură maternă ridicată la o asemenea înălțime, pentru că atunci când vorbești de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, mai toată lumea, în mod subiectiv, are o imagine paternă. Și probabil aici, psihologic, există o explicație de ce avea nevoie, între ghilimele, omenirea și de o figură maternă. Dar, deși păstrează multe din elementele catolice, totuși, la nivelul de mijlocitor, este înălțat Iisus Hristos în bisericile protestante ca fiind singurul mijlocitor. Dar în rest, și aici eu cred că suntem pe un tărâm comun, a o respecta pe Maria, a aprecia caracterul ei, a aprecia modul în care l-a crescut pe Hristos, în care a avut dispoziția să se supună voii Tatălui și la urma urmei maxima pe care a lăsat-o în Ioan 2, să faceți tot ce vă va spune El, astea sunt lucruri frumoase și de urmat în Biblie. Discuția devine la importantă la partea asta de mijlocire, de adorare. Sigur, o să avem, mai avem o ediție în ocaziile viitoare, vă spun dumneavoastră celor care ne urmăriți, în care o să abordăm mult mai apăsat ideea aceasta a felului în care ar trebui să ne raportăm noi la Maria din perspectiva mijlocirii și nu numai. Acum, vorbeam puțin despre Biserica Ortodoxă, pentru că noi trăim aici într-un context ortodox și ne-am fost curioși, împreună cu colegii care au mers pe stradă, să vedem care este impresia oamenilor care au avut disponibilitatea de a ne răspunde față de Fecioara Maria. Întrebarea noastră a fost așa: are Fecioara Maria puterea de a face minuni și de a ierta păcatele? Haideți să vedem ce ne răspund concetățenii noștri în rubrica Vocea Străzii. Are Fecioara Maria puterea de a face minuni și de a ierta păcatele? Cred că da. Categoric da. Da? Sigur, de ce nu? Numai Dumnezeu atât, că în rest nu ne mai ajută nimeni. Sigur, dacă se roagă pentru noi, asta face tot timpul. Se roagă la Fiul ei, Iisus, să ne ierte pentru tot ce facem greșit. Pentru cine crede, probabil că da. Acum totul depinde de noi, de fiecare persoană în parte, decide ce să creadă sau nu. Așa că poate pentru mine are puterea asta, pentru altul nu. Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Mi-a tras atenția ultima intervenție a domnișoarei, care spunea că Maria are putere să mijlocească pentru noi dacă și noi credem în ea. Cu alte cuvinte, noi cei care avem o altă abordare în privința asta, înseamnă că nu avem credință? Sau e mai mult decât atât? Asta este joc de cuvinte. Nu? E ca și când spui, crezi în Satana? Păi dacă răspund da, cineva mă va acuza că sunt satanist. Dar eu nu cred în Satana, în puterea, adică nu că Satana trebuie adorat, ci cred că există Satana. Nu cred în Satana, cred că există Satana, da? Acum să iau jocul de cuvinte și să-l aduc aici. Dacă eu spun că cred în Fecioara Maria, normal că trebuie să-mi definesc această credință. Cred în existența istorică, cred în nașterea din Fecioară, cred în implicarea pe care a avut-o în timpul vieții sale în lucrarea lui Hristos și apostolilor, dar exact așa cum spune Biblia, nu duc mai departe această implicare și aici se oprește credința mea legată de Fecioara Maria. Dar cealaltă parte, mijlocirea și răspunsul la rugăciuni, vreau să o văd în Biblie. Dacă nu o văd, nu cred. Apropo de Biblie, Fecioara Maria nu a făcut nicio minune în Biblie. Nu a iertat niciun păcat în Biblie. Da, interesant și, interesantă și perspectiva asta. Adică noi avem așteptarea astăzi, majoritatea dintre credincioși au așteptarea ca Iisus, ca Maria să facă minuni acum. Mă rog, după ce ea nu mai a trăit fizic pe în pământ. În comparație cu ucenicii Domnului Iisus, de exemplu, Maria este un personaj foarte șters, care apare în viața Domnului Iisus doar o perioadă de câțiva ani. Bun, haideți să vedem, de fapt, de unde au pornit anumite atitudini față de felul în care oamenii au adus închinare Mariei. Și am să pornesc de la Luca 1 cu 41 și 42. Pornesc, de fapt, de la felul în care Elisabeta
s-a raportat la Maria. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt. Ea a strigat cu clas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Apoi, în Matei 2,11, au intrat în casă, vorbim despre magi, au văzut pruncul cu mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Sunt niște atitudini pe care oamenii care s-au aflat în jurul Mariei par că ni s-au adresat printr-o închinare acesteia. Acum, punând cumva egal între ucenici, între magi pe de o parte, Maria pe de cealaltă parte, regăsim o atitudine de reverență. Nu sunt aceste argumente suficiente pentru ca Maria să primească închinarea tuturor credincioșilor? Atitudinea de reverență nu este. Am aici Noul Testament de la Biserica Ortodoxă. Nu există acolo acea expresie plecăciune, măcar că zice apoi că Maria se gândea ce înseamnă acest cuvânt de închinăciune. Bun, a îngerului, înțeleg, dar din partea cealaltă o vedem pe Elisabeta, care recunoaște totuși și spune că ești binecuvântată, vei avea un statut special. Apoi vedem pe magi care vin și parcă îi aduc închinare Mariei. Alături de prunc. A fi binecuvântat nu înseamnă a fi sfânt. Uh-huh. A fi fericit nu înseamnă a fi sfânt. Maria se consideră o fericită, popoarele o vor numi fericită. Fericit poate să fie oricine. Este acel psalm care zice ferice de omul care face. Apoi magii nu i s-au închinat Mariei, citesc din Matei capitolul 2, i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui, adică împăratului de curând născut. Și apoi spune Biblia în versetul 11 că au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și nu zice li s-au închinat, spune ei s-au închinat, apoi și-au deschis vistierile și i-au adus daruri, adică lui. Reverența a fost doar față de prunc. Iar păstorii, din câte știu și ar putea să fie verificat asta, nici măcar nu i s-au închinat, nici pruncului, nici părinților. Pentru că ei nu știau cine este acest prunc. Ei nu aveau încă această concepție că pruncul acela este de fapt Dumnezeu. Iisus a venit ca să convingă că este Dumnezeu. Și atunci era doar un prunc. Maria este importantă și a tras atenția asupra ei din pricina lui Iisus Hristos. Nu, reflectorul nu este niciodată pus pe ea în Biblie, ci pe Iisus Hristos. Ceea ce face însuși Mântuitorul când, de exemplu, la un moment dat, în timp ce el lucrează în apariția sa publică, cei 3 ani și jumătate, la Luca 11, versetul 27, o femeie din Orod a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de sânul pe care l-ai supt. Deci se împlinește profeția lui Elisabeta, da? Toate te vor numi ferice. Și răspunde Mântuitorul și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Sunt cuvintele Mântuitorului, da? Deci asta înseamnă că expresiile de ferice de tine, binecuvântată ești tu între femei și așa mai departe, au importanță doar pentru că apare Domnul Iisus Hristos în continuare în viața Mariei. Dar privilegiul Mariei de a fi fericită și de a fi binecuvântată, spune Mântuitorul că este de fapt privilegiul oricărui credincios dacă ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzește. Deci Maria nu are ceva ontologic superior față de ceilalți oameni, ci ea este fericită pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a împlinit. Pentru că Dumnezeu i-a propus ceva și ea a răspuns afirmativ, adică a făcut voia Domnului. Ei, de partea aceasta, de fericirea aceasta și de binecuvântarea aceasta are parte orice credincios. Exact așa mai vorbește încă o dată Mântuitorul, nu? Când vine Maria și cu frații Mântuitorului să-l ia acasă. Și când îi se spune Mântuitorul, uite, frații tăi au venit. Cred că ai deschis acolo Biblia, citește toată. Marcu 3,35, mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Adică ei au cerut o audiență, Iisus era flancat de grupuri de oameni și nu a fost sensibil la cererea familiei. Continua să predice. Și atunci l-au făcut atent. Iisus, a venit familia ta, mama ta, frații tăi. El a răspuns, cine sunt mama mea și frații mei? Adică el vrea să spună că de fapt noi ca biserică și noi în calitate de credincioși nu trebuie să fim corupți. Să credem că dacă avem o legătură de rudenie cu cineva, avem cunoștințe și relații. Iisus spune, cine sunt mama mea și frații mei? Apoi aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui,
iată, a zis el, mama mea și frații mei. Și ca să nu rămână nicio urmă de îndoială că Iisus avea mame, adică avea persoane pe care cărora le acorda acest respect matern, continuă, oricine, cum a zis Gabi, face voia lui Dumnezeu, acela este și frate, și soră, și mamă. Dar asta... aici nu putem să vorbim despre o atitudine omiletică a lui Iisus? Nici pe departe despre un argument, nu știu, de natura asta teologică? Despre argumente teologice nu putem vorbi. Evident că nu avea cum să se referă Mântuitorul decât într-o metaforă la faptul că toți cei de acolo care ascultă voia Domnului, indiferent că sunt bărbați sau femei, au devenit mama lui în sens fizic sau real. E evident că Mântuitorul stabilește acolo o relație și spune așa, cine este în relație cu mine? Cine are parte de binecuvântările unei relații cu mine? Și răspunsul este toți cei care fac voia Tatălui. Asta este legătura puternică care ne leagă. Faptul că Hristos are frați și o mamă din punct de vedere biologic, Hristos spune, nu este atât de important. De fapt, nu este important deloc. Pentru că, la un moment dat, cel puțin în momentul acela, frații lui Iisus nu credeau în el. Care erau binecuvântările și fericirile lor? Niciuna, pentru că ei îl negau pe Iisus Hristos, nu credeau în el. Credeau că și-a pierdut mințile, asta spune Biblia, și încercau să-l aducă acasă că se rușinau cu el, da? Să-l salveze de rușinea publică și pe el și pe ei. După ce Mântuitorul a murit și a înviat, Iacov, Iuda, frații Domnului, cred în el cu putere, pentru că probabil au pus cap la cap toate, și asta este iarăși un argument foarte puternic pentru divinitatea lui Hristos, pentru că frații lui care nu credeau în el s-au schimbat radical. Ce i-a făcut și au devenit apostoli da, al lui Hristos. Da, deci ce au făcut să se schimbe? Dar observ că atenția biblică aici este. Maria nu este deosebită față de ceilalți oameni. Frații de sânge al Mântuitorului nu sunt deosebiți față de ceilalți oameni, dar toți pot să aibă aceeași fericire și binecuvântare a Scripturii dacă ascultă de Dumnezeu. Vorbim despre ascultarea de Dumnezeu, te rog. Nu există privilegii pe care creștinii din primul secol l-au avut și pe care noi să nu le avem. Nu există onoruri mai mari pe care frații sau mama Domnului Iisus le-au avut și pe care noi să nu le avem. Și argumentez cu Biblia. Simon Petru, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, spune a doua Petru 1 la primul verset. Credință care se bazează pe relația cu Hristos. De același preț. De același preț pentru toți. Și ceea ce ne aduce mai aproape de Hristos este legătura prin rugăciune la Hristos. El este cel care mijlocește pentru noi. Toți suntem și copiii lui, nu este el Tatăl nostru? Noi aici, în cadrul emisiunii Taine din Scripturi, ne rugăm în mod concret pentru cei care ne cer lucrul acesta. Nu ne rugăm la Maria sau la un alt intermediar, ci ne rugăm chiar la Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că așa citim în Scripturi. L-am jignit pe Domnul Iisus dacă ne-am rugat mai mult Mariei sau dacă ne-am rugat, ca și când Domnul nu ar vrea să ne asculte și nu are timp de noi. Nu, mergem direct acolo pentru că El ține la comunicarea asta directă cu El. Haideți să mergem chiar în momentele următoare. Urmează rubrica Rugă pentru tine. Doamna Aurelia Tomega din Secara Teleorman ne scrie așa: rugați-vă pentru sănătatea mea, sufăr de o boală grea. Am încredere că Domnul va asculta rugăciunea dumneavoastră. Dan, te rog să mijlocești pentru doamna Aurelia. Pentru doamna Aurelia, tată, îți spunem prin numele Domnului Iisus că nu știm să ne rugăm și ne-ar plăcea ca Dumnezeu să fie vindecată. Și dacă aceasta este voia ta, te rugăm să o împlinești, iar dacă nu, te rugăm să-i dai putere de a îndura și cea mai mare binecuvântare din această suferință, prin care să fie mântuită împreună cu toată casa ei. Îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Vă reamintesc, scrieți-ne pe WhatsApp la 0751400300 întrebările dumneavoastră sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Nu neglijați nici rețelele sociale, Facebook sau YouTube, comentați acolo sau scrieți-ne în privat. Două întrebări pe ultima sută de metri a acestei ediții. Luca 1:30, îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. A rămas Maria Fecioară tot timpul vieții ei? O să fii surprins, expresia Fecioara Maria nu există în Biblia ortodoxă. Este o întreagă discuție, se consideră că ar fi rămas de-a pururi Fecioară. După cum este o dezbatere dacă a murit
și a fost înviată imediat și înălțată la ceruri sau n-a apucat să moară pentru că a fost ridicată la ceruri. În general, se acceptă că aceste informații cu privire la adormirea și înălțarea Mariei sunt nesigure. Și sunt târzii. Foarte sunt târzii, secolul 6, dacă nu greșesc. Oricum, foarte târzii, sursele oficiale ortodoxe catolice acceptă faptul că sunt... Nu-ți mai citesc din Enciclopedia Catolică, am citit mai devreme. Toată lumea avem acces, putem să găsim pe internet. Informațiile sunt nesigure. Este primul rând din articol. Prin urmare, Maria, nu avem informații cum că ar fi rămas fecioară tot restul vieții. Dar eu spun și mai mult, nici măcar nu este important. Dacă ar fi fost important, aveam lucrul acesta pus pe paginile Scripturii. Adică dacă ar fi fost important în ceea ce privește mântuirea noastră. Dar știi ce, Costin? Noi am discutat cumva ca efecte, nu ca esență. Și anume, esența lucrurilor e următoarea. Maria poate să mijlocească pentru noi dacă la moartea ei, sufletul ei s-a dus în rai. Dacă... Sau dacă morții pot să mijlocească pentru noi. Exact, asta voiam să spun. Iar Biblia e cât se poate declară în direcția aceasta, vorbind respectuos despre toată lumea, despre apostol, despre Petru, despre inclusiv despre David, marele patriarh al credinței, unde Petru îi spune în predica lui din Faptele Apostolilor, capitolul 2, că să-mi fie cu iertare. David a murit și mormântul lui este aici, în mijlocul nostru. David nu s-a înălțat la cer, cum aplică psalmul la Domnul Iisus Hristos, și mai citesc acum din Isaia, care este un verset foarte puternic. Isaia 8, 19 la 20. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, va întreba pe cei morți, pentru cei vii? Și răspunsul este la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Adică Biblia nu face diferențe dintre morții buni și morții răi. Morții sunt morți. Da, morții sunt morți. Nu-l întreba pe Stalin, ce să zică Stalin. Da, întreabă-l pe Petru, că Petru, deși a murit, are sfaturi bune pentru noi, sau Fecioara Maria. Biblia nu face asta, ci pur și simplu, nicăieri în Scriptură nu apare pentru om termenul suflet nemuritor. Asta este foarte cutremurător, să intri în biserică și să asculți o rugăciune adresată unei ființe care nu există. Pentru că dacă cineva îți răspunde, apare întrebarea, s-ar putea să fim răspuns de fapt altcineva în numele Mariei. Aici este ceva foarte înșelător, pentru că este și o chestiune emoțională, foarte emoțională. Mama Domnului, la români, noi spunem că mama e ceva sfânt la români. Păi cum, tocmai față de mama Domnului, dar de fapt îți răspunde altcineva din spate. Și se folosește de afectivitatea ta naturală, de respectul acesta legitim, ca să te înșele. Ceea ce spuneți voi acum este cutremurător pentru unii dintre noi. Dar în sensul în care în spatele unei entități care se vrea a fi imaculată, curată, care teoretic ar avea rolul de a mijloci pentru noi, oamenii păcătoși, de fapt se află 20% din populația planetei. Totul altcineva. Intră în biserică și se roagă într-o biserică a Dumnezeului viu, se roagă unei ființe moarte. Dar noi o să discutăm despre asta în ediția următoare. Așa că am să vă rog să rămâneți aproape de noi. Te rog, Gabi. Câteva cuvinte. O singură idee. Domnul Iisus Hristos este înălțat peste tot în Biblie. Magii s-au închinat lui. Tatăl spune ca orice ființă să se plece în numele lui Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este deschis nouă și este accesibil fiecăruia dintre noi. Iar dacă Domnul Iisus Hristos este cel mai sfânt, cel mai înălțat, cel mai, la toate superlativele, eu, dacă am acces direct la El, de ce să merg pe un plan secundar? El nu mă ascultă, așa cum spunea Daniel, îl jignesc dacă eu cred asta, nu? Ci dacă am acces liber la El, care este numărul 1, acolo să mă duc. Vă reamintesc, așteptăm reacțiile dumneavoastră. 0751400300 este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele dumneavoastră, la care așteptăm criticile dumneavoastră, opiniile, orice doriți să ne transmiteți, puteți folosi acest număr de telefon sau scriindu-ne pe Facebook sau pe YouTube în mesaje publice sau private. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger.
Întrebările sună în felul următor. Este Maria, mama lui Iisus, în ceruri, având rolul de mijlocitor pentru noi la Fiul ei, Domnul Iisus? Este un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos. Este Maria capabilă să facă minuni pentru cei care îi cer sincer acest lucru? Biblia spune că nu a făcut niciuna, deci nu este capabilă, mai ales că e moartă. Ce atitudine să aibă un credincios autentic față de Maria, mama lui Iisus? Exact atitudinea pe care o are Biblia, respect pentru credința ei în Dumnezeu, considerație pentru un alt om al lui Dumnezeu, dar atât. Reverența doar către Dumnezeu. Singura poruncă pe care Maria a spus-o în Biblie este să faceți orice vă va spune Iisus. Asta este atitudinea pe care trebuie să o avem față de Maria. Să-i ascultăm îndemnul, să facem orice spune Iisus. Poți fi credincios adventist de ziua șaptea dacă te închini Fecioarei Maria? Dacă te închini Fecioarei Maria și te închini oricărui altei persoane în afară de Dumnezeu, nu cred că poți fi numit creștin în sensul biblic, în niciun caz creștin adventist. Închinarea o primește doar Dumnezeu, așa spune porunca, doar lui Dumnezeu să te închini și doar pe El să-L ai ca Dumnezeu. Mergem mai departe, exercițiul de sinceritate. Gabi, te rog pe tine să alegi unul dintre cele trei cufere. Numărul 1. Numărul 1. Ascunde următoarea întrebare. Cine consider că se află în spatele răspunsurilor miraculoase primite de credincioșii care se închină Fecioarei Maria? Pentru un răspuns fulger, mă voi limita la ceea ce a spus Dan mai devreme. Discuția este mult mai amplă, dar este evident că dacă un adevăr al Bibliei este ocolit și în locul adevărului biblic, și anume că omul care a murit nu știe nimic, nu mai poate să comunice cu cei vii, iar vine altcineva în numele acestui om care a murit și vorbește, nu poate să fie Dumnezeu. Asta e cât se poate de clar, pentru că dacă ar fi fost Dumnezeu în spatele acestor lucruri, ar fi vorbit direct și ne-ar fi dat sfaturile acestea în mod direct în Biblie. Vrei să completezi? Este în spatele celui, sau cel care răspunde la aceste rugăciuni, este cea mai obsedată persoană după locul lui Dumnezeu. Acea persoană care de la început a vrut să-i uzurpe tronul și poziția și autoritatea și ea răspunde. O să o numești? Este Lucifer, diavolul. Cel care înșală întreaga lume. Spune-mi, te rog, 2 sau 3? 2, să mergem pe echilibru. 2. Să nu mergem la extreme. Din câte ai reușit să studiezi și să trăiești ca slujitor al lui Dumnezeu, îi pot fi iertate păcatele unei persoane care cere acest lucru Mariei, mama lui Iisus? Nu, în niciun caz. Persoana asta nu există în momentul de față. Da, răspunsurile voastre sunt atât de tranșante, probabil că vor zgudui pe unii dintre cei care ne urmăresc. Dumnezeu să vă binecuvânteze în ceea ce aveți de făcut și să rămâneți fideli Scripturii. Același lucru vi-l doresc și dumneavoastră. Mulțumesc pastorilor Gabriel Ișvan și Daniel Brânzan, de asemenea echipei tehnice, dumneavoastră, pentru că ne sunteți aproape, dar mai ales bunului Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300, întrebările sau motivele pe care ați dori, pentru care ați dori să ne rugăm, de asemenea intenția de a studia împreună Scriptura. Voi rezuma ediția de față în care am descoperit adevărul biblic despre Fecioara Maria prin a cita 1 Timotei 2:5. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar continuă cu precădere în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste noi toți.